Bună ziua, doamnelor și domnilor! Se spune că îmbolnăvirile de care suferim sunt o consecință a unor tulburări psihoemoționale apărute în urma interacțiunii noastre cu ceea ce ne înconjoară sau a unor evenimente traumatice prin care am trecut, dar pe care nu am reușit să le amortizăm îndeajuns. În alte cazuri poate fi vorba despre imperfecțiuni ale personalității care se cer a fi transformate și sublimate pentru a ne putea înscrie pe traiectoria unei evoluții spirituale. În câteva cuvinte, terapia cu remedii florale Bach. Dar mai multe informații despre acest subiect aflăm de la medic, medicină holistică, Florinela Bălan, care se află astăzi alături de noi în platoul Argeș TV. Bună ziua! Bună ziua! Foarte important pentru toți telespectatorii care doresc să obțină mai multe informații de la doamna Florinela. Pe ecran este afișat numărul personal al dumneai. Doamna Florinela, ce sunt remediile florale Bach? Așa cum spune și numele, sunt din flori, sunt flori. Sunt esențe, de fapt, de flori, așa cum și aromaterapia este, de fapt, din esențe florale și de plante. Practic, este o alternativă complementară, să zicem, naturală, medicală și toată această medicină care folosește pentru tratamentul pacientului metode naturale, și aici includem remediile florale Bach, aromaterapia de care am vorbit ieri, homeopatia, acupunctura lichidă și toate tratamentele cu plante, fac parte din această medicină holistică, care este o medicină modernă, 4D, cum s-ar spune. Adică ia în calcul în momentul în care tratează pacientul și partea fizică, și partea emoțională, și partea sufletească, și partea mentală. Toate la un loc. Este o terapie? Cine a inventat-o? Da, a inventat-o un doctor, homeopat. Pentru că o să vedeți că există o legătură cumva într-un fel între homeopatie și aceste esențe florale. Nu neapărat, nu sunt identice, sunt diferite, dar ca mod de cum sunt lucrate, prelucrate, există într-adevăr și merg, au un efect sinergic, merg împreună. A inventat-o un doctor, și anume doctorul Eduard Bach, care s-a născut în 24 septembrie 1886, deci tocmai de atunci, cam cu 20 și ceva de ani, deci cam prin 1900 sunt aceste remedii, în apropierea localității Birmingham din Anglia. El a mers după următoarea idee, și anume că se tratează omul, adică personalitatea lui, și nu boala. Lucru care, de fapt, este și principiul la care stă la baza homeopatiei, pentru că și medicii homeopati și pacienții care au luat remedii homeopate știu. Consultația în homeopatie, ca și în remediile florale Bach, este în terapia cu aceste remedii, este un pic diferită față de consultația obișnuită, în sensul că doctorul stă mult mai mult de vorbă cu pacientul, se vorbește despre partea emoțională, despre partea mentală, despre personalitate, despre suflet și, nu, bineînțeles, și despre problemele fizice. În fizic. De fapt, ca să spun mai concret, doctorul Bach, cum a ajuns el la acest lucru, este că a observat că anumite boli, de exemplu, anumite diagnostice, la diferite persoane același diagnostic dădea simptome diferite. Și s-a gândit, analizând persoanele, că de fapt ce le deosebea pe acele persoane, de exemplu, cu un diagnostic de ciroză, să zicem, da? Erau 100 de persoane cu diagnostic de ciroză, dar ele aveau simptome diferite și a observat că are și personalități diferite. Și a fost important să observe că starea sufletească, să facă o analogie între starea sufletească și boli. Și s-a gândit să găsească niște plante cu flori care să trateze stările sufletești. Deci, de fapt, remediile florale Bach tratează, să zicem, stările sufletești, într-un fel, ca idee. Cum pot niște esențe de flori atât de diluate să vindece oamenii? Da, sunt foarte diluate pentru că, într-adevăr, în momentul în care sunt culese, se urmărește momentul în care înfloreste respectivul arbust sau plantă, se culeg florile în plenitudinea lor, adică în faza de maxim, se pun aceste flori într-un bol de apă și se extrage la soare sau o parte dintre ele prin fierbere esența lor. După care se diluează în cantități foarte mari de alcool, apă, chiar se pune și coniac. Deci este un amestec pentru a menține. Practic, diluțiile sunt atât de mari încât aproape că remediile pe care le primesc pacienții conțin extrem de puțin din ce este de bază, din esență, foarte, foarte puțin, și totuși își fac efectul. Păi își fac efectul datorită faptului că, ca și în homeopatie, de fapt, această medicină nu tratează cantitativ, ci tratează calitativ. Adică nu contează, și am vorbit asta în homeopatie, că dacă un copil, de exemplu, din greșeală ia întreg flaconașul, să zicem, și îl
îl mănâncă, îl înghite, granulele din flacon, nu se întâmplă nimic. E ca și când ar lua o singură administrare. Deci aici, ca și în homeopatie, contează numărul de administrări, nu cantitatea luată odată. Și, de fapt, practic, cuvântul esență spune că sunt foarte puternice, că, de fapt, sunt mici flaconașe în care se găsește foarte puțină esență și ele fac, rezolvă foarte mult. Eu aș vrea să le prezint. Nu știu dacă telespectatorii noștri știu cum arată și dacă îmi permite să arătăm puțin la camere. Deci ele arată așa. Sunt niște flacoane care foarte mici, de genul acesta. Se numesc Bach, scrie Bach pe ele și vin din Londra direct, pentru că din Anglia sunt comercializate. Acestea sunt originale, mai sunt și pe piață și alte remedii care nu sunt originale și eu sugerez, dacă pentru medicii care se ocupă de așa ceva, să le ia pe cele originale, se pot procura. Și ce pot să spun, că din fiecare sticluță de aceasta se poate trata sute de pacienți. Deci sunt destul de benefice. Adică și probabil sunt foarte, foarte concentrate. Sunt foarte concentrate, exact. Se pune, de exemplu, pentru un pacient, se face un cocktail de obicei de maxim 7, dar se poate da și decât un singur remediu și se pun decât 2 picături. Deci foarte puțin. Este ceva foarte mic. Dacă îmi permiteți să îl citesc pe doctorul Bach, pentru că el a putut să explice științific acest efect al florilor Bach. Spune, anumite flori de câmp, arbuși și copaci au capacitatea, datorită vibrației lor, de a mări vibrațiile noastre omenești și de a deschide canalele pentru mesajele propriului nostru eu spiritual. Ele au puterea să inunde personalitatea noastră cu calitățile de care avem nevoie, spălând-o în acest fel de micile defecte de caracter care ne produc suferințe, așa cum vibrațiile muzicii ne înalță sufletul. Deci, practic, este vorba de niște vibrații pe care le au plantele și care, în momentul în care noi le introducem în corpul nostru, ne cresc propriile noastre vibrații, lucru pe care îl face și aromaterapia. De exemplu, în aromaterapie, cu cea mai înaltă vibrație este trandafirul. Trandafirul care este pe chakra inimii și el, într-adevăr, este foarte bun. Al doua vibrație, ca mărime, o are imortela galbenă. Imortelele acelea, știți, care stau permanent. Aș vrea de asemenea să citesc câteva defecte ale personalității care sunt tratate de remediile Bach. Ambiția exagerată, de exemplu, o putem trata. Apatia, persoane care sunt triste. Aroganța, autocompătimirea, complexul de inferioritate, exagerarea curățeniei, acele gospodine care pur și simplu nu pot să-și mai trăiască viața pentru că se ocupă tot timpul cu curățenia și sunt aproape obsedate, e obsesie cu acest lucru. Depresiile, deznădejdea, dar și excesul de zel. Persoane care sunt foarte muncitoare și care, într-un fel, e bine că sunt muncitoare. Problema este că se epuizează și ajung la o stare de oboseală foarte mare, deci cad la pat, ajung să cadă la pat. Eu am pacienți care, într-adevăr, din exces de zel ajung să-i tratez, nu se pot ridica din pat. Grija exagerată pentru alte persoane, greșelile repetate, persoanele care nu pot să învețe repede ceva, știți? Ideile fixe, inflexibilitatea, intoleranța, invidia, tratăm invidia și gelozia. De asemenea, încăpățânarea, lipsa conștiinței propriei valori, lipsa de energie în corp, lipsa de voință, melancolia, nehotărârea, neîncrederea în forțele proprii, supra-solicitarea, nevoia de a vorbi mult, că știți că sunt persoane care pur și simplu nu se pot opri, nostalgia, panica, pesimismul, resemnarea, spaima și stările de șoc. Iată câteva exemple de o paletă diversificată. Exact, pentru că doctorul Bach a inventat 38 de remedii și din punctul ăsta de vedere, el fiind medic homeopat, la un moment dat a părăsit homeopatia și s-a dedicat esențelor florale și a murit la vârsta de 50 de ani, la puțin timp după ce a inventat și a găsit cel de-al 38-lea remediu, adică ultimul. Deci, practic, a fost misiunea vieții lui. Este o terapie pentru emoții, pentru suflete? Da, este o terapie pentru suflet, în primul rând că ce se întâmplă, vedeți dumneavoastră, o să vedeți și remediile florale Bach care sunt din flori, dar și aromaterapia, pentru că am făcut-o ieri, am vorbit ieri despre ea. Ele acționează foarte mult prin miros, iar acestea se înghit, adică se pun pe limbă. Dar este foarte important că în momentul în care ajung în corp, față de orice alte produse care sunt în medicina alopată, ele merg și acționează nu numai în fizic, ci și la nivelul sufletului.
nici la nivelul emoțiilor. Și, practic, dacă ne gândim, sunt foarte puține produse din medicina alopată, mai mult în sfera psihologiei și mai ales psihiatrie, pentru că psihologii lucrează cu foarte puține produse, mai mulți psihiatri lucrează, care pot să trateze așa ceva. Ori dacă pui acum în balanță un tratament din flori și un tratament foarte agresiv din psihiatrie, mai ales pentru diagnostice care nu sunt foarte grave, nu vorbesc de bolile foarte grave, de tip schizofrenie sau bolile cu nevroze obsesive, care într-adevăr trebuie tratate de medicul psihiatru, dar pentru un atac de panică, pentru mici dereglări cum ar veni, pentru mici probleme, pentru spaimă, pentru șocuri, putem folosi acest tratament din plante, care este ușor de administrat, care este ieftin, care este din flori și care este la îndemână, adică chiar n-are rost să ne... Plus că nu dă dependențe față de produsele din psihiatrie, care dau, din câte știm, foarte multe dependențe. Ce pot să spun este că, ocupându-se de suflet, cumva, și de emoții, terapia este blândă. În general, terapia din plante este blândă, deci este o terapie care acționează în timp, care acționează cu o anumită consecvență, adică trebuie să iei tratamentul anumit și cam în general între 2 săptămâni, 3 săptămâni, 1 an de zile își face efectul. Și sunt cazuri spectaculoase, în special la copii, pentru că ei reacționează foarte bine, în care rezultatele se văd foarte repede, în 2-3 zile. Deci depinde și de capacitatea fiecărui organism în parte a fiecărui pacient de a se remonta, de a-și reveni cumva. Deci da, este o terapie a emoțiilor și a sufletului și concurează foarte mult. În primul rând, sau poate fi folosită foarte mult și de un psiholog, foarte bine, dar și de un medic obișnuit, să zicem, oricare din medici poate folosi acest lucru, pentru că trebuie să începem ca și medici să înțelegem că o parte din manifestările în fizic, da, ale pacienților noștri sunt împletite cu manifestările suflete. Și vă dau un exemplu. În bolile de inimă, da, vin persoane cu probleme cardiace care au un oftat așa lung pentru că au fost supărate cu inima, că de aia s-au îmbolnăvit cu inima, pentru dezamăgiri sufletești, ori le-a murit cineva, ori au o problemă în familie cu partenerul. Aceste persoane beneficiază, în afara tratamentului pentru inimă, de și emoția lor legată de acest lucru, sentimentul lor. În homeopatie le putem da ignația, în arome le putem da în aromaterapie o esență de trandafir și aici de asemenea le putem da remedii care țin special pentru inimă. De exemplu există honeysuckle, un remediu foarte bun care se dă pentru cei care le dor de cineva. Deci le-a murit cineva și le dor de el și vreau să vă spun că foarte mult, dar și la copii mici care le-a murit o pisicuță și nu mai au rezultate, nu se mai duc la grădiniță și nu se simt bine, nu mai mănâncă. Deci sunt fetițe care se atașează foarte mult de cățelușul lor, deci îl pierd sau chiar și o păpușică și o pierd. Și vine mama peste o lună de zile că copilul nu se simte bine, are coșmarul, are vise urâte, nu mănâncă și practic este o amprentă cumva emoțională legată de obiectul pierdut sau animăluțul pierdut. Se tratează foarte bine, să dă câteva picături de 2 ori pe zi, să zicem, cu aceste remedii și copilul își reia pofta de mâncare, veselia și bucuria vieții. Există vreo legătură cu centrii energetici din corp? Da, există legătură foarte mare pentru că, în general, tratăm pe centrii energetici. Deci tot medicii de medicină holistică, de fapt, investighează inițial centrii energetici, chakrele, văd unde sunt, să zicem, dereglările și în momentul acela pot să intre cu un tratament care este de diverse feluri în funcție de pacientul respectiv. Practic nu se dă niciodată, avem, să zicem așa, într-un fel, o gamă foarte largă de produse pe care putem să le administrăm, noi ca și medici, dar noi alegem pentru fiecare pacient ce este mai bine, pentru că nu fiecare dintre aceste lucruri se pretează la toată lumea. Trebuie să știi să alegi exact ce este mai bine pentru el. Da, sigur că dacă se tratează pe centri, pot să vă dau un exemplu și pot să vă spun apropo de centri energetici, că, de exemplu, pentru centrul energetic al coroanei, care înseamnă și legătura noastră cu divinitatea, există câteva remedii, ca de exemplu Water Violet, Impatience și Heather, care se dau special. O să vă prezint un pic Heather-ul, că tot a venit vorba. Heather se dau pentru persoane care sunt foarte afectuoase, care au nevoie de afecțiune. Acei copii mici care nu dorm singuri în cameră. Trebuie să doarmă cu mami și cu tati chiar foarte târziu și la 8, 9, 10 ani. Au nevoie de atingere, de mângâiere, de singurătate, nu suportă să fie singuri și de asemenea plâng foarte ușor. Deci sunt niște copii foarte sensibili și practic există remedii pentru ei ca ei să fie mai curajoși și să nu mai își manifeste emotivitatea atât de mult. Adică să poată să
obișnuiască. De asemenea, pentru centru energetic, de exemplu, al celui de-al treilea ochi, există un remediu care iar este foarte bun, o să vedem mai târziu, cicorii din cicoare, vervain, care înseamnă verbină, vița de vie sau vine, beech, care înseamnă din fagul comun, și apa de izvor, o coată. Pentru, o să vedem, cei care au probleme aici în zona asta sunt cei care, datorită personalităților, au un exces de personalitate. De exemplu, persoanele care sunt dominatoare, persoanele care, cei care sunt liderii puternici, care la un moment dat, cum să zic, fac un exces și domină prea mult, ajung să domine în loc să armonizeze lucrurile. Persoanele perfecționiste, foarte critice, e o dereglare și atunci se tratează acest centru al minții, că este centru minții, cu acest lucru. Un alt centru care se tratează, următorul, este chakra gâtului, care comunicării. Și pentru aceasta avem de asemenea remedii de genul clematis, honeysuckle, wild rose, olive, și de asemenea white chestnut, mustard, chestnut bud. Vedeți că sunt foarte multe remedii. De exemplu, chestnut bud, ca exemplu, se dau pentru copiii care nu învață greu. Deci, de exemplu, micii școlari se duc la școală și nu reușesc să-l facă pe A. Toată lumea a învățat din clasa A, respectivul elev nu poate, nu învață, învață greu. Sunt repeziți să ne atest împrăștia și atunci pentru acest lucru se dă acest remediu care ajută foarte mult să se integreze. Dar, de exemplu, se procedează, se dă așa ceva și pentru copii autiști, pentru copii cu hiperactivitate. E un remediu care se dă pentru cei care nu se încadrează, nu reușesc să se încadreze în societate. Următoarea chakră este a inimii. Și aici avem remedii de tip agrimonii, centauri, walnut, holly, adică din țintaură, din nuc, turiță mare, sunt niște plante de fapt. Și pentru chakra inimii este așa spus holly, care sunt holly se dă pentru resentimente, cei care la un moment dat, de exemplu, se dă și pentru invidie, gelozie, adică este o dragoste care deja s-a deturnat, este o dragoste care nu mai e curată, știți că de la dragoste la gelozie e un pas decât. Sunt, de fapt, cumva pe aceeași frecvență de la poliopuși. Și atunci, practic, se dă holy pentru acest lucru și persoana nu mai poartă ranchiună, cei care nu pot să ierte. De exemplu, o soție a aflat că soțul a făcut ceva nepermis și nu poate să ierte acest lucru. Îi dăm holy ca să se întâmple lucrul ăsta. Și mai există încă trei centri, de fapt. Plexul solar, relația cu ceilalți, unde avem aici Ceratos, Clarantus, Gentiana și Gorse. Horbim și Wildwood. De exemplu, gențiana este un remediu care se dă, cum spune și numele, sugerează ceva, o sensibilitate pentru cei ușor dezamăgiți. Sunt puțin supărați, deci o ușoară dezamăgire. Mai avem plexul concepției, care acolo avem foarte multe probleme, în general, de creativitate. Avem willow, larch, pine și mai avem un remediu care se numește elm, sweet chestnut, star of Bethlehem și wak. Wak este pentru cei încăpățânați, tenace și rezistenți, care fac numai ce vor ei. Și, de asemenea, pentru ultimul centru, care are legătură cu frica și cu teama, avem mimulus, rogueus. Și de asemenea Sherry Plum, Aspen, Chestnut Rescue. Deci avem 38 de remedii și fiecare dintre centru energetic are o gamă de remedii unde tu ca și medic, după o conversație care durează de la 20 de minute în sus cu pacientul, poți să identifici cum anume, ce trebuie să-i dai. Și din experiență știi să faci lucrul ăsta, se fac și cursuri speciale pentru asta unde ești învățat ca medic să faci acest lucru, dar e bine să practici foarte mult pentru că foarte multe lucruri le afli din experiență. Se pot folosi combinat cu alte metode de terapie, cum ar fi homeopatia? Da, acum eu chiar folosesc, deci eu sunt medic homeopat și folosesc și aromaterapia și o să vedeți și aceste remedii florale Bach chiar foarte bine. De ce? Este chiar indicat să folosim remediile florale Bach împreună cu homeopatia. De ce? Pentru că la un moment dat când administrezi un remediu, de exemplu unui pacient, este posibil ca tocmai emoțiile lui, excesul de emoții să blocheze vindecarea, adică să nu prea, și atunci practic vine ca un ajuvant, acționează sinergic. Aceste remedii nu fac decât să se libereze emoțiile din noi, adică să le scoatem afară, pentru că tendința noastră este să se le ținem înăuntru. Medicina alopată chiar și ea face lucrul ăsta, din păcate, adică nu ne ajută să ne exteriorizăm emoțiile. Și vă dau un exemplu. De la un lucru simplu, cum este febra. Febra de obicei este un lucru prin care organismul își creează ca să poată să rezolve ceva.
Și ce facem noi este că tratăm foarte repede, combatem această febră ca mămici, dăm imediat repede un tratament ca să nu aibă copilul febră. Fără să ne uităm să vedem că, de fapt, prin febră se întâmplă un lucru minunat, adică se distrug până la anumită temperatură, bineînțeles, se distrug virusii și bacteriile. Până la 39 de grade febra trebuie lăsată și urmărită. Dar, bineînțeles, peste 39 de grade trebuie combătută, pentru că pot să apară acele convulsii la copiii mici. Dar este un lucru bun febra. Și, de asemenea, tusea este un lucru foarte bun, pentru că ea, de fapt, prin tuse expectorăm, eliminăm anumite lucruri din corp. Altfel le-am ține aici și s-ar produce boli mai grave. Deci, practic, toate aceste simptome, da, pe care în medicina alopată le tratăm foarte repede ca să nu tușești, ca să nu ai febră, ca să nu ai, alte, să n-ai durere. Da? La durere e o întreagă poveste, deci nimeni nu suportă o durere. Pentru că suntem obișnuiți, cum ne doare ceva, repede mergem la doctor, că numai atunci mergem la doctor și trebuie să luăm ceva să nu ne doară. Ori durerea este o formă, de fapt, în corpul fizic, în care se semnalează că e o problemă. Ea trebuie, bineînțeles, o putem combate dacă este foarte mare, dar dacă este o durere mică, hai să o urmărim, hai să vedem, cedează, nu, hai să luăm niște remedii, vedem, cedează la ea, pentru că, practic, e ca un fir conducător, e ca un buton pe care, dacă îl urmărești, vezi de unde vine. Rolul nostru ca medici este să vedem cauza lucrurilor. De fapt, trebuie să facem medicină psihocauzală, să vedem de unde vine. Nu să ne repezim să tratăm decât în periferie, pentru că nu facem decât să zicem, rezolvăm de moment problema, dar undeva în timp, să zicem la o lună sau la două, aceeași problemă revine undeva într-un plan mai profund al corpului, ca de exemplu un corpul emoțional, și facem un atac de panică, care din punct de vedere medical e mult mai grav decât o biată problemă în exterior, pe piele, să zicem. Da? Iată un subiect foarte interesant, sunt convinsă că și de interes pentru telespectatorii noștri, pe care îl vom detalia după un scurt moment de publicitate. Revenim în direct. Alături de noi în platoul Argeș TV se află doamna Florinela Bălan, medic medicină holistică. Doamna Florinela, terapiile florale Bach se pot folosi și la copii? Cred că copiii sunt primii noștri pacienți pentru terapiile florale Bach. În primul rând că mămicile sunt atrase de faptul că sunt terapii naturale, sunt din flori și sunt foarte plăcute. Ei se bucură foarte mult când văd cum arată sticluțele și modul de preparare, deci e ca o mică poezie, așa, ca o poveste. Da, este foarte indicat, pentru că, să zicem, copiii până în 6 ani au întâmpinat tot felul de dificultăți. De exemplu, copiii neastâmpărați, care sunt foarte agitați, se pot rezolva foarte bine cu aceste picături care se aplică pe limbă, pe limba copiilor. Se numesc impatience aceste picături și, de asemenea, pentru bebelușii hiperactivi. Planta din care se extrage se numește slăbănog. Pentru că și slăbănogul, deci aleargă atât de mult acești copii, în general nu sunt grași, asta vreau să spun, că ei sunt foarte agitați și foarte, nu se dezvoltă foarte bine. De asemenea, heter de care am vorbit, pentru că cei care nu vor să doarmă singuri, de la 3 ani ar trebui cu un copil, un bebeluș, înceapă să doarmă singur. Dacă după 3 ani de zile deja nu vrea să doarmă decât cu lumina aprinsă, că și asta înseamnă un lucru rău, să zicem, sau fără un părinte, asta înseamnă că ar trebui să înceapă un tratament, pentru că e o problemă acolo și ar trebui să vadă, le o teamă, poate sunt niște probleme din timpul nașterii care au avut un impact. De asemenea, cicorii, pentru cei răsfățați, cei care dau din picioare, aruncă jucăriile și vor să fie în centru atenției, există un remediu pentru posesivitate și egoism care se numește cicorii. Bine, îl dăm și la adulți, e drept, că mai sunt și persoane mai mari care au nevoie. După aceea, clematis, pentru cei care sunt visători. Deci profesoara sau învățătoarea spune la tablă ceva și ei se gândesc în altă parte, deci nu se pot concentra acolo. De asemenea, acest nalbat, am vorbit despre el pentru cei care învață greu, nu, trebuie să repete de foarte multe ori ca să învețe ceva. Mimulus pentru cei timizi. Mimulus sunt cei care sunt foarte sensibili pe interior, care nu sunt persoane foarte curajoase, sunt foarte delicate, sunt suflete de poet, să zicem, sau de artiști, sunt persoane care au o mare sensibilitate. Gențiana, de asemenea, pentru micile probleme care acum au început să apară și de dragoste, care încep să apară mai devreme decât 14 ani, din ce în ce mai mult. Larci pentru cei care au probleme, care, de exemplu, se roșesc foarte mult când sunt ridicați în clasă și vor să vorbească, au probleme de genul ăsta. Și walnut pentru bâlbâială. Sunt copii care, de timiditate, încep să se bâlbăie și atunci există un remediu pentru acest lucru. Da, deci pentru copii e chiar indicat și ei reacționează cel mai ușor. În 2-3 zile să și vede, adică spectaculos reacționează copiii. Se pot folosi și în sarcină aceste remedii? Pentru sarcină există un remediu tipic care se numește mustard. El se dă într-adevăr și pentru persoanele care sunt în sarcină, dar și pentru adolescente. Aceste două perioade și, de exemplu, pentru persoanele care ajung
ajung la menstruație, care au probleme, să zicem, cu încheierea ciclului, deci la vârste mai înaintate, vârsta a treia, pentru că, de fapt, se ocupă cu dereglările hormonale din corp. Mustard vine din muștar, de fapt, și știți, e vorba aia, ți-a sărit muștarul. Așa și aceste persoane se supără din senin, deci fără motiv, la un moment dat devin țâvnoase, se supără și așa cum este de obicei gravida. Gravida are mereu pofte, are mereu mofturi, are mereu și în cauza asta se numește așa. De asemenea, gențiana de care am vorbit, care are două variante, gențiana și gorse. Gențiana este pentru mici dezamăgiri, gorse pentru dezastru mare, sentimental. Adică te-a părăsit iubita sau diverse. Acum, lucrul ăsta se întâmplă datorită sensibilităților, persoanele care sunt însărcinate au mici dezamăgiri. Nu au avut poftă de ceva și nu le-a găsit și s-au supărat. Sau nu este băiețele fată sau diverse, știți? Sau dânsa vrea să o facă cezariană și nu, medicul a hotărât altfel și nu vrea. Deci o întreagă poveste. De asemenea, larg pentru dureri, pentru cei care au probleme cu spatele, femeile care au așa ceva, frica de actul nașterii, de exemplu, și elm pentru supra-solicitare, pentru că există persoane care sunt atât de sensibile, mai ales dacă, de exemplu, rămân însărcinate într-o perioadă în care au fost stresate și la servici, sarcina vine uneori pe neașteptate și uneori e prea mult, adică deja și asta mai lipsea, știți, ceva de genul. Se hotără să țină sarcina, dar practic e prea mult și atunci se dă acest elm care se dă pentru supra-solicitare. Și, de exemplu, există un remediu care se dă foarte bine, poate nu l-am specificat, la homeopatie, Pulsatila, care ajută foarte mult această perioadă, perioadă cu mici, să zicem, probleme de emotivitate și care, de exemplu, ajută foarte mult și copiii care nu se întorc în uter și care vin într-o poziție anormală, acest Pulsatila întoarce copilul să poată să se nască natural. Deci eu am avut câteva cazuri confirmate de tratament cu Pulsatila care au permis o naștere naturală. Un lucru foarte important și cred că mulți dintre telespectatorii noștri doresc să află, tratează și dezamăgirile în dragoste? Da, la adolescenți, dar și mai mult de atât și la cei mari, că există peste tot dezamăgiri. Da, există, să zicem, 15 remedii pentru acest lucru. De exemplu, honeysuckle, care tratează într-adevăr momentul în care, de exemplu, o elevă are o prietenă foarte bună într-un liceu și este nevoită să plece în altă parte, în altă localitate sau la alt liceu și, practic, acest lucru întrerupe prietenia. Este dor de prietenă foarte mult și, practic, lucrul ăsta se vede că nu se simte bine, nu mai doarme, are note proaste la școală. Și printr-o discuție cu copiii, care să știți că sunt adolescenții, sunt foarte deschiși. Dacă medicul are această abilitate să stea de vorbă cu ei și să poată să discute într-un mod corect, copiii spun tot. Ei întotdeauna spun adevărul și adolescenții, da? Cu adulții e mai problemă, ei mai ascund. Dar, în general, copiii spun foarte mult, poți să afli simplu și dai honeysuckle, se rezolvă. De asemenea, wild rose pentru cei resemnați lipsiți de motivație. Acei copii care nu vor să învețe. Deci, sau adolescenți care sunt foarte supărați, de exemplu, că au avut o problemă de dezamăgire din dragoste, băieții în special, și după aia, pentru că lucrurile n-au mers bine, nu mai au chef de nimic. Deci nu vor să se scoale dimineața, nu vor să învețe, nu mai vor nimic. Pur și simplu sunt supărați. De asemenea, olive, pentru cei care învață foarte mult. Există așa și tocilarii, știți, adolescenții tocilari, care învață foarte mult. Și la un moment dat se epuizează. Lor trebuie să le dăm olive, care din măslin, de exemplu, care ajută foarte mult să se regenereze. Și de asemenea el, pentru supra-solicitare, că învață prea mult. De asemenea, cerato. Există un remediu pentru cei nehotărâți, care sunt băiatul mamei, fata tatei, să zicem, care nu pot să ia hotărâri de unii singuri. Deja au început să-și dezvolte personalitatea, dar sunt sub imperiul părinților. La mine, la aparat, se vede la electrosomatograf când fac investigația inițială, se vede foarte bine în momentul în care discut cu adolescentul, pentru orice răspuns se uită la mama. Dacă, adică cere acceptul mamei pentru orice răspuns și atunci practic automat îi dau cerato pentru că este foarte bun. De asemenea, mai există oac pentru cei încăpățânați. De exemplu, adolescenții care au o problemă și sunt foarte încăpățânați pot beneficia de acest lucru. Mimulus pentru timizi. Deci avem foarte mult. White chestnut. Mai există o categorie white chestnut pentru cei care sunt foarte preocupați de școală sau, de exemplu, de o problemă de dragoste și se gândesc tot timpul la ea și nu pot adormi. Deci au insomnii de mici legate de faptul că sunt persoane care se frământă mult. Știți? Deci au tot timpul, își fac planuri, își fac... Și white chestnut acesta poate să ajute extraordinar de mult. Poate trata și stresul la adulți? Da, pentru adulți avem un arsenal întreg, să zicem, de remedii, în sensul că
De exemplu, de obicei, adulții care ajung să fie foarte stresați sunt cei care lucrează foarte mult, ori sunt foarte conștiincioși, muncitori, sau sunt perfecționiștii de obicei, știți? Și atunci, pentru perfecționiști, avem rock water. Și tratând perfecționiștii cu rock water, observați că după aceea ei nu mai, adică, cum să zic, nu depun atât de mult efort și imediat apare o relaxare, de fapt. De asemenea, Sherry Plum este un remediu din corcoduș. Deci din banalul corcoduș, din florile lui, avem un remediu care se numește Sherry Plum pentru cei care vor să mențină controlul. Să zicem că sunt cei directorii de firmă sau, să zicem, șefii mari, da, care se implică foarte mult. Deci nu știu să delege, nu știu să aibă subalternii, să zicem, pregătiți la un nivel și să apucă ei să facă tot și atunci este muncă excesivă, să stresează. Și de asemenea Wild Watt, pentru cei care, de exemplu, ca să facă față stresului, își creează dependențe. De exemplu, fumează sau, de exemplu, beau multe cafele, ajung să bea alcool, pentru că nu mai fac față la atât de multă muncă. Și există și un remediu pentru negocieri, pentru cei care au nevoie să aibă calmitate, să aibă flexibilitate la negocieri, iar cătuit dintr-un cocktail de centauri, vin și pain. Și acest lucru ajută foarte mult dacă cei care intră la negocieri iau acest remediu înainte, sigur vor avea succes. Pot constitui remedii și pentru persoanele obosite, lipsite de energie, epuizate. Da, femeile de obicei sunt în această situație pentru că ele preiau foarte multe sarcini sau li se dă foarte multe sarcini, așa, în sensul că sunt și foarte bune la servici, sunt și mame, sunt și gospodine și mai se ocupă și de alte persoane din jurul lor. Sunt persoane, de exemplu, care se ocupă de toți cei din jur, din neam. Deci toate rudele, soră, frate, îi tratează pe toți, îi ajută pe toți, adică e o întreagă poveste acolo. Superwoman. Da, exact. Și există aici Horbim, de exemplu, pentru cei care sunt foarte obosiți, dar și nu se trag dimineața de ei, adică ajung să fie atât de obosiți încât nu mai pot să se scoale dimineața, nu mai au ceasul, sunt de fapt pe fond de epuizare foarte mare, e ca și când viața lor este atât de, să zicem, plină și grea, încât nu mai vor să o pornească, ca și când amân să te trezești să începi viața. Și se tratează cu Horbim. De asemenea, există vine pentru excesul de zel, adică persoanele care muncesc prea mult și atunci duc la oboseală acest lucru. Elm, combinația de oliv și elm e foarte bună. Deci am avut de curând o pacientă zilele trecute pe care am tratat-o foarte bine cu această combinație și de asemenea există și în homeopatie un remediu numit Brionia. Toate combinate plus aromaterapie au reușit să o pună pe picioare în 3 zile. Și era deja după 2 săptămâni de stare de oboseală, nu mai putea să ducă la servici, nu se mai putea ridica din pat și nu putea nici să mănânce. Deci aproape că nu putea să gătească, deci era foarte destul de rău. A făcut investigații în medicina alopată pe toate planurile, inclusiv tomograf, și nu i-a găsit nimeni nimic. Era genul acela de pacient care este sănătos, tunda lui e rău, știți? Adică, și am reușit cu aceste remedii, de 3 zile deja m-a anunțat că se simte deja mai bine. Bineînțeles, încă nu s-a dus la servici pentru că i-am recomandat să mai stea acasă, să odihnească, dar poate să mănânce, poate să-și pună masa, adică cam așa se poate ajunge. Se pot folosi și pentru insomnii? Da. Insomnia este în primul rând primul semn de depresie, deci trebuie să știm acest lucru și în momentul în care apar insomniile să știm că deja acolo e ceva care nu e în regulă și să începem să ne deplasăm încet încet către un medic sau către un psiholog ca să discutăm despre acest lucru. Dar trebuie să știți că insomnia este cauzată de diverse lucruri. Poate să fie o insomnie datorită faptului că persoana este o persoană colerică, este o persoană mânioasă, furioasă și se supără foarte ușor și din cauza supărărilor seara apar gânduri multe și n-adoarme că se frământă. Poate să fie o supărare și poate să fie o insomnie și datorită faptului că persoana respectivă este suferindă, suferă cu sufletul, are tot felul de necazuri, i-au murit cei dragi sau, eu știu, are o problemă, s-a despărțit de iubirea vieții sau, și atunci datorită afectului are o problemă și se trezește la 3-4 noaptea, sau sunt cei care se pur și simplu se trezesc dimineața la 5-6 și stau, deja nu mai pot să adoarmă și aceea au o anumită problemă. În remediile Bach avem foarte multe remedii pentru insomnie. De exemplu, biciu. Bici înseamnă critică, știți, ca biciu. Și este o plantă. Pentru cei, de exemplu, care sunt foarte critici și care tot timpul stau să vâneze greșelile altora și atunci seara se gândesc la ei, după care urmează sentimentul de vinovăție că sunt răi, știți? Dar, în general, cu asta se ocupă perfecționiștii. De asemenea, willow, cei veșnic nemulțumiți. Există doamne
mai puțin bărbați, mai multe femei, care permanent au o nemulțumire. Niciodată nu sunt mulțumite, niciodată nu sunt împăcate, permanent sunt foarte pesimiste și văd mereu numai ce nu este bine în jur. Da? Se plâng mereu. Nu sunt bune pentru companie, dar din păcate avem așa ceva. Painul, care este într-adevăr pentru vinovăție. De exemplu, sunt foarte abătuți persoanele respective și atunci, datorită faptului că nu ți-e bine, nu adormi. Deci persoanele care, eu știu, au suferit un divorț și se gândesc cine a fost vinovat și cred că ei au fost vinovați, sau persoanele care au, fără să vrea, au luat parte la diverse lucruri, să zicem un accident și el a fost cauză, și atunci acest sentiment al vinovăției îl duce la insomnie. Degeaba tratăm în medicina alopată insomnia cu aceleași remedii, pentru că cauza sufletească este diferită și noi trebuie să vedem de unde vine ca să putem să ajutăm. Mai este, de exemplu, și aspenul, pentru cei care au panică în întuneric. Sunt persoane care nu pot dormi cu lumina stinsă și aceste persoane au frică de moarte și se tratează și cu aspen. De asemenea, mai există hater, cei care sunt singuri și atunci n-adorm că sunt singuri, vor pe cineva să le ia în brațe. Și de asemenea, rescue pentru, de exemplu, cei care, medici, pompieri, cei care vin în situații de urgență, de exemplu, care au salvat, care vin în situații de șoc și de stres și care, datorită faptului că se implică la un moment dat emoțional, că sunt și ei oameni, ajung să nu mai doarmă, pentru că sunt prea impresionați de evenimente. Și atunci li se dă chiar rescue, care este un remediu pentru urgențe. Dar pentru persoanele care se preocupă prea mult pentru cei din jurul lor? Da, este vorba, să zicem, să vă dau un exemplu de persoane care, mame, care la un moment dat au băieți și băieții lor se căsătoresc și mama se ocupă, soacra se ocupă de tânărul cuplu și ajunge la un moment dat să îi ajute foarte tare, să meargă foarte des la ei, să le aleagă mobila și pe urmă să le facă viața, știți? Ele ajung la un moment dat, aceste persoane, în afara faptului că sunt considerate puțin băgărete și că își bagă nasul prea mult, ele însele nu văd acest lucru și sunt genul de persoane care, de fapt, dacă le întrebi, consideră că de fapt fac acest lucru dintr-o grijă foarte mare, dintr-o iubire foarte mare pentru copiii lor. Dar este cauzator de boală. Se îmbolnăvesc de inimă de obicei și avem câteva remedii pentru acest lucru ca să le temperăm puțin, nu pentru că n-ar face un lucru bun, dar e prea mult. Și există centaurii pentru cei care le fac pe toate și se ocupă și de ceilalți și răcesnat, grija pentru ceilalți. Sunt mămiși, de exemplu, care au copii adolescenți și s-a făcut ora 2 și copilul a ajuns acasă, că e la discotecă și atunci ele nu pot să doarmă din acest motiv, pentru că n-a ajuns copilul. Nu au încredere în ei sau, mă rog, nu au lămurit lucrurile acolo. Răcesnat le ajută foarte mult să se simtă mai bine, să pot să ducă la simptome în corp. Deci vin la noi, de exemplu, cu tensiune mărită, vin cu atacuri de panică și, de fapt, sunt îngrijorate că copilul lor nu știe pe unde merge. Cam așa arată. Gelozia se poate trata? Da, gelozia este un lucru foarte bun. Foarte multe femei nu știu că gelozia se poate trata și nici bărbații nu știu. Și ar fi bine, pentru că sunt foarte multe cupluri în care se ajunge la un moment dat ca, să zicem, să ne vânăm unii pe alții pe acest motiv al iubirii. Și atunci este bine, deci micile gelozii nu e nicio problemă cu ele. Problema este când gelozia este foarte mare și poate să, într-adevăr, să ducă la ruperea cuplului. Adică o gelozie care deja ajunge obsesie. Și acest lucru, pentru micile lucruri, se tratează cu holii, de exemplu, pentru ranchiună, invidie, răzbunare, gelozie, cu cicorii pentru posesivitate, am dat și la copiii mici, aceea răsfățați, deci un răsfăț așa de acolo vine, cu larci pentru lipsă de încredere în sine și în persoană, pentru că tu ca femeie, de exemplu, dacă ai avea încredere în tine, atunci nu ai mai vâna toate scenele în care soțul tău vorbește cu alte femei, pentru că știi că ești bună și nu ai nevoie să, adică știi că nu o să te înșele. Deci o lipsă de încredere întâi în tine, gelozia, și apoi în celălalt, da? Și gențiana pentru persoanele nesigure pe ele, de fapt, și dezamăgite că suspectează că partenerul se uită și la alte femei. Deci, practic, gelozia, să știți că este unul din personalitățile, adică un deficit de personalitate, de fapt, care nu mai poate fi numit iubire. Deci ne gândim poate că o persoană care e geloasă iubește foarte mult. Nu, deja a început să urască. Deci gelozia e o formă de ură. Nu este o formă de iubire, este o ură care este o iubire care a dat în ură, cumva, într-un fel. Pentru că limita e foarte aproape. Deci este cumva foarte aproape de la una la alta. Deci există. Și în homeopatie există mult mai multe remedii. Și în aromaterapie. Deci, practic, avem un arsenal de plante naturale care pot trata gelozia. Există remedii pentru a fi mai puțin timid? Da. Există foarte multe. Sunt foarte mulți timizi.
Și foarte mulți timiți care ascund acest lucru. Deci anumite persoane nu pot să facă acest lucru și se vede de când intră pe ușă că sunt timiți. Adică li se roșesc urechile, vorbesc încet. Când vorbești încet, este o problemă de timiditate. De asemenea, bâlbăiala sau, de exemplu, faptul că eziți foarte mult până să intri la cineva sau ai emoții la interviuri, acesta este un lucru de timiditate. În general, timiditatea are legătură cu rinichiul și frica are legătură cu rinichiul, rinichiul fiind centrul frici. Dar noi, ca și remedii homeopate, ca și remedii Bach, tratăm timiditatea, de exemplu, cu mimulus. Mimulus este acea persoană timidă și sperioasă care poate să transpire, îi transpiră mâinile, se îmbolnăvește când ea trebuie să ia decizii. Deci eu aveam pe fetița mea, de exemplu, de câte ori trebuia să facă ceva, să ducă la teză, se îmbolnăvea. Deci eu tot una trebuia să-i dau scutiri pentru o zi înainte de teză, până când m-am prins și atunci i-am dat un tratament și n-a mai fost cazul, adică că nu înțelegeam de unde vine. De asemenea, sunt sensibili emoțional, au fobii și sunt ajuns să fie ipohondri, să fie, deci dacă se îmbolnăvesc ușor, exagerează crezând că boala este foarte gravă și întreabă doctorul de 3 ori dacă n-au cancer până la finalul conversației. Adică sunt persoane, deci din mimulus vin astfel de persoane. Nu toți sunt așa, sunt persoane care, de exemplu, au putut să rezolve acest lucru, s-au născut mimulu și au putut să rezolve, dar sunt unii care nu pot să gestioneze acest lucru și apar și la vârsta adultă. De asemenea, aici există pentru timiditate să dă larci, care înseamnă curaj. Deci poți să îi dai curaj prin un remediu care se numește larci și ajută foarte mult. Ați menționat de sentimentul de frică. Da. Poate fi tratat. Da. Poate fi tratat cu acest larj de care vorbeam, că în primul rând, dar cu Sherry Plum. Sherry Plum este un remediu care, uitați ce dă, în primul rând, marea majoritate a persoanelor vor să nu piardă controlul și de aici vine frica, adică vor să gestioneze totul foarte bine, nu cumva cineva din jur să aibă o problemă și mai ales și ai casei. Și vine din faptul că la un moment dat, de exemplu, a fost o experiență în viața lor în care cineva apropiat era gata să moară. Ori au suferit un accident și a fost gata să moară mama sau, Doamne ferește, sau au văzut ceva foarte traumatizant și nu vor să-i piardă pe cei dragi. Și atunci, practic, încep un fel de autostres. Sunt cumva băgați în priză, dar nu la 2.20, la 3.80, ca nu cumva, și supraveghează tot ca un radar, ca nu cumva să se întâmple ceva cu cei dragi, pentru că asta ar fi catastrofă pentru ei. Și se dă un remediu, numit Sherry Plum, pentru acest lucru. Să vedeți unde poate duce lucrul ăsta netratat. Duce la agitație, bulimia, anorexie, obezitate, alcool și droguri. Adică chiar e bine de tratat mai la început. Și mai există încă un remediu care se numește Rock Rose pentru plexul solar, care este pentru sentimentul de îngrijorare, dar și stări de rău. De exemplu, cei care transpiră, le bate inima în piept, atacuri de panică, pentru cei care, de exemplu, au stare de vomă, de greață, de transpirație, starea de rău, de leșin. Se tratează foarte bine cu Rock Rose. În principiu, persoanele care au probleme de genul ăsta, mai sensibile, care știu, ar putea lua un remediu de Rock Rose în geantă și ar putea, sau de Rescue, care o să vedem, un remediu de urgență, și ar putea să rezolve lucrul ăsta foarte repede. Atacul de panică se rezolvă cu remedii florale Bach, luate într-un cocktail anume, care ține de personalitatea individului. Deci nu avem un cocktail de remedii Bach pentru toate atacurile de panică. Totul depinde de cum e persoana. Se dă total personal, total intim. Dar opusul fricii, curajul, da, poate fi tratat într-un fel? Da, curajul este un lucru, în primul rând, trebuie să tratăm foarte mult, să vedem de unde vine acest lucru. Pentru că, de unde vine frica, adică ca să putem să tratăm curajul. Există și persoane care sunt foarte curajoase, care se aventurează. Sunt persoane care nu țin cont de, cum să zic, de ceilalți și șetalează puterea. Există un remediu numit Vine pentru dominatori, pentru cei care au curaj prea mult. Dar, acum, ați spune cum este aia să ai curaj prea mult. Păi ai un curaj prea mult pentru că îi rănești pe ceilalți. Deci pe acele persoane care spun că au curaj, dictează lucrurile, da? Fac să meargă sute de oameni după voința lor, dar de fapt nu țin cont de ce rămâne după asta, adică ce simt acei oameni, da? Sunt persoane care se numesc la un moment dat dominatori, dictatori și se tratează cu vain. Că mai avem foarte, foarte puțin timp, suntem pe, da, finalul de intervenție. În caz de urgență există remedii? Da, pentru intervenții există urgențe. Se numește Rescue, eu și l-am aici, arată așa o sticluță galbenă față de toate celelalte pentru că este pentru urgențe. Și se dă pe limbă câteva picături, se pot repeta la 5-10 minute pentru persoanele care au leșinat, persoanele, de exemplu, care
au suferit accidente de circulație și sunt în stare de șoc. Pentru persoanele, de exemplu, care, să zicem, și-au pierdut controlul sau teama de avion, îi se tratează pentru teama de avion. Avem un cocktail, să zicem, Rescue, Mimulus, Larg și Recesnat. Pentru cei care nu pot să conducă bine la volan, deci nu pot să treacă de examenul practic la permisul de conducere. Există remedii pentru acest lucru. Mă gândesc că urmează să dau examenul. Da, veniți la noi și vă dăm și sigur îl luați. Dar la partea teoretică trebuie să vă învățați, să știți. Eventual vă dăm Recesnat ca să învățați mai bine, pentru concentrare. Mimulus clematis, impatiens, larg și gențiana, care este pentru cei care dau examen la volan. Pentru cei care au nevoie să se ducă la o nouă slujbă și dau un interviu. Vă mulțumim, iată timpul a trecut foarte, foarte repede când discutăm, abordăm astfel de teme de interes. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Cum are plăcere. La Argeș TV, vă mai așteptăm cu mare drag. Da. Doamnelor și domnilor, rămâneți pe Argeș TV, imediat urmează știrile prânzului prezentate de colegul meu, Gabriel Niță.